Bună ziua! Bine ne revedem, iată, în școala de artă Sergiu Celibidache, așa cum știm cu toții, un obiectiv modernizat în acest an și care va fi redeschis circuitului școlar. Mă bucur că putem fi împreună să ne bucurăm cu toții de investițiile pe care le-am făcut în ultima perioadă în zona de educație, o prioritate pentru mine. Aici este o școală vocațională. Este vorba de corpul B al școlii de artă Sergiu Celibidache, un proiect important pentru municipalitate, finanțat prin Planul Operațional de Dezvoltare și Agenția de Dezvoltare Nord-Est, o investiție de 6.383.000 de lei, care a avut două componente: modernizarea spațiilor din corpul B, modernizarea sălii de sport pe care o vom vedea foarte curând și totodată dotare importantă pentru această școală vocațională. Vorbim aici de instrumente pentru toate clasele care studiază în această școală vocațională. Ne bucurăm că acum copiii vor trece pragul acestei școli, începând cu anul școlar 2024-2025, se vor putea, iată, bucura de astfel de condiții. Spuneam că a fost o renovare importantă. Vorbim de înlocuire de acoperiș, vorbim de termosistem important cu vată bazaltică, vorbim de înlocuirea tuturor pardoselilor, vorbim de instalații noi, circuite și putem vedea, dacă mă urmați, aceste lucruri, inclusiv toalete pentru persoane cu dizabilități sau pentru copiii care folosesc în mod normal. Vedem, totul este absolut nou, vedem într-adevăr lucruri care au fost modernizate și care vor fi în curând și utilizate. Este o investiție de care suntem mândri. Vorbim aici și de o reconfigurare a curții interioare. O să vedeți când vom trece în față, în curte, o nouă scenă, o nouă piațetă, o nouă parcare și toate le vom vedea imediat în curând, pentru că vom trece la următoarea clădire modernizată, la sala de sport. Am ajuns în sala de sport a școlii de artă Sergiu Celibidache. Așa cum vedeți și cum am spus, o sală modernizată, complet înlocuit acoperișul, schimbată toată instalația de climatizare, izolație, geamuri, compartimentare. Avem toaletele refăcute, zonele pentru profesori, cabinele, mobilierul așteaptă să fie montat, iată și dotările pentru sala de sport, pentru cei care vor practica tenisul, pentru lucrul la sol, pentru sportul minții, pentru șac, toate lucrurile sunt pregătite pentru a fi distribuite, așezate la locul lor și într-o zi, două, totul va fi așa cum trebuie pentru începerea în condiții foarte bune a noului an școlar și, bineînțeles, și sala de sport face parte din structura unei școli și trebuie să avem grijă pentru ca toți cei care intră și pășesc pragul acestei școli, pe lângă îndemânarea și măiestria la instrumentele muzicale, să facă și sport, pentru că așa este normal și sportul face parte din viața fiecărui om și copiii trebuie să facă sport în continuare. Suntem în, așa cum am zis, în curtea care a fost modernizată, o nouă scenă, o parcare la fel cu acces din stradă modernizată și delimitată foarte clar. Ne bucurăm că am reușit să finalizăm această investiție. Sunt, bineînțeles, bucuroși și cei care vor beneficia de aceste condiții și cred eu că începutul de an ne va găsi pe toți cu zâmbetul pe buze și putem să avem satisfacția muncii îndeplinite și, bineînțeles, vom merge împreună să vedem și alt obiectiv modernizat în această perioadă. Cum bine am spus, suntem la un nou obiectiv, un obiectiv modernizat și acesta. E vorba de școala Carol I, de fapt complexul școlar Carol I, pentru că avem aici școala și în proximitate grădinița.
Vorbim de o modernizare și o extindere a acestei clădiri, care face parte dintr-un proiect integrat, pentru că aici avem și modernizarea de străzi în cartierul Nicolae Bălcescu. Totalul proiectului este de 18.600.000, dar ceea ce s-a reabilitat în acest loc, școala, grădinița, terenurile, sunt valori de 12 milioane de lei. Așa cum vedeți, corpul vechi a fost modernizat, recompartimentat. Aici avem o nouă toaletă cu compartimentări noi, cu obiecte sanitare noi. Toată suprafața holurilor este prevăzută cu target, tocmai pentru a se putea întreține cât mai bine și pentru a avea și un aspect plăcut. Este un target antimicrobian cu o protecție, așa cum vedeți, la colțuri, pentru a se putea, cum am zis, și acesta întreține cât mai ușor. Sălile de clasă sunt întru totul modernizate, înlocuită tâmplăria, avem izolație pe exterior, înlocuit acoperișul pentru această clădire. Este o clădire de fapt modernizată și reabilitată 100%. Așa cum am spus în debutul prezentării, avem și o zonă nouă. Această zonă din această parte a școlii este întru totul nouă. Este o zonă în care avem laboratoarele pentru această școală. Aici a fost construit de la zero acest corp. Vă spuneam că în proximitate este și grădinița. Corpurile care s-au modernizat cuprind acum și spații administrative. Vorbim de cabinet medical, care în acest moment va fi în structura acestei unități școlare. Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul prevede și dotări. Sunt dotări de circa 660.000 de lei, care trebuie să apară, o parte a ajuns, o parte trebuie să apară, pentru că pregătim această lucrare de recepția finală. Recepția finală însemnând recepția pentru școală, recepție pentru grădiniță, pentru noul teren de sport, urmând ca într-o etapă ulterioară să se finalizeze, să recepționeze și sala, noua sală de sport. Deci vom avea, începând din toamna acestui an, un complex, așa cum l-am numit. Este în coordonarea Liceului Tehnologic Vasile Sav, ca școala Carol I, și vom putea transfera aici copiii care au învățat odinioară în spații noi, moderne și generoase. Iată, am coborât și în curtea școlii Carol I, unde putem vedea din exterior noua arhitectură, noua școală cu extinderea. Imediat, cum am spus, în proximitate grădinița modernizată. Precizez că ambele clădiri au în integralitate instalația electrică, instalația de încălzire modernizată, instalația sanitară modernizată, și totul este pregătit pentru recepția finală, care va avea loc, așa cum am zis, imediat în zilele următoare. Sigur, în proximitate, terenul de sport, care este și el pregătit pentru activitățile sportive, așa cum am spus, și face și acest obiectiv parte din totalul proiectului integrat de la școala Carol I. De aceea sper că, iată, această toamnă va veni pentru Boboci cu veste deosebită, cu o școală frumoasă în acest nou și totodată vechi cartier al municipiului Roman, care s-a extins și care, așa cum am considerat, merită de modernitate, merită condiții decente și bune pentru copii. Iată-ne împreună la un obiectiv educațional important din municipiul Roman. E vorba de Liceul Tehnologic Vasile Sav, unde am derulat un proiect important de modernizare, un proiect în valoare de 24 de milioane de lei, proiect care a cuprins modernizarea a corpului B, modernizarea corpului de ateliere, modernizarea sălii de sport, dar și o componentă importantă de dotare cu mobilier și aparatură specifică.
Vorbim de o valoare a dotărilor de circa 8.800.000 de lei. Așadar, acum ne aflăm în corpul B al unității școlare. Suntem într-o sală complet modernizată, așa cum sunt toate sălile de aici din acest corp. O lucrare importantă care a cuprins înlocuirea acoperișului termosistem, înlocuirea ferestrelor, schimbarea întregii suprafețe a pavimentului, a instalațiilor electrice și a instalațiilor sanitare, astfel încât, așa cum vedeți, acum este o clădire cu un cu totul alt aspect, cu dotări necesare, astfel încât activitatea școlară să se desfășoare începând din 9 septembrie, așa cum se va întâmpla, în această incintă complet modernizată. Pe parcursul vizitei din această unitate școlară vom mai vedea corpul de ateliere și sala de sport care au fost reabilitate, dar înainte de a trece la următorul obiectiv din cadrul unității școlare, o să rog și pe domnul director să ne spune câteva cuvinte despre activitatea școlară propriu-zisă care o să se desfășoare începând din 9 septembrie în acest corp. Sigur. Da, domnul primar, dacă acum un an de zile, exact un an de zile, eram împreună aici în corpul vechi al Liceului Tehnologic Vasile Saf, eram pe ultima 100 de metri în intenția noastră de a elibera spațiul și să-l predăm constructorului. Iată că la mai puțin de un an de zile spațiul este finalizat. Avem aici în momentul de față 15 săli de clasă, unde vor fi alocate 15 grupe ale liceului nostru și de asemenea 6 laboratoare complet utilate, cu tehnică pentru orele de electronică automatizări și pentru orele de electrotehnică. Avem de asemenea în acest corp de clădire cabinetul medical cu sala de izolare aferentă acestui cabinet medical, biblioteca care este pe 3 săli de clasă și abia așteptăm ca de luni, 9 septembrie, elevii noștri să vină în acest spațiu nou, modern, un spațiu propriu desfășurării actului educațional la nivelul Liceului Tehnologic Vasile Saf. Așa este, îi așteptăm cu drag în debutul anului școlar în acest spațiu nou și foarte primitor. Iată-ne ajuns în sala de sport de la Liceul Tehnologic Vasile Saf. Așa cum am spus, trecem la cele 3 obiective modernizate. Suntem aici într-o incintă cu totul și cu totul nouă, domnule director. Suprafață nouă, instalație de climatizare, sistem de iluminat. Avem refăcut integral și instalația sanitară, vestiare și sălile pentru cabinetele pentru profesori. Cred că și aici putem începe să facem o activitate sportivă la standarde normale, cred. Sigur. Sigur că da, este una dintre cele mai frumoase săli de sport din punctul meu de vedere. O sală extraordinar de generoasă, o sală care timp de aproximativ 50 de ani nu a avut parte de îmbunătățiri majore. Iată, astăzi este reabilitată integral, dotată pentru orele de educație fizică și sport. O sală în care cu siguranță elevii noștri vor putea să-și desfășoare orele de educație fizică și sport la un standard așa este, extraordinar foarte, de bun. Într-adevăr, foarte frumos și sunt convins că și copiii se vor bucura alături de profesori, bineînțeles. Și putem face aici nu numai ore de educație fizică și sport, ci și alte activități extracurriculare, unde numărul de elevi este mai mare. Putem intra aici cu ei fără probleme. Așadar, să trecem la următorul obiectiv al vizitei noastre de astăzi, la corpul de ateliere. Ateliere. Am ajuns și în corpul atelierilor. Un nou spațiu complet modernizat. Suntem în această sală anfiteatru pentru elevi, unde va fi unul din laboratoarele în care vor învăța de acum elevii Liceului Tehnologic Vasile Saf. Cum vorbeam în drum spre acest obiectiv, cred că impactul modernizării aici se vede cel mai mult. Vorbim de fostul corp al atelierelor, care acum zici că este parcă într-o farmacie, totul este foarte, foarte frumos, modern, cu totul altă imagine, la fel cum și o dotare foarte importantă pe care sigur o vom detalia în cadrul vizitei noastre în această clădire, corp ateliere,
dar o să facem un periplu, să vedem și cum arată alte clase, acest foarte frumos acest amfiteatru, domnul director, dar da? Să vedem și mai departe atelierele și celelalte. Sigur că da. Sigur că da, este această sală este destinată ca sală de laborator pentru elevii de la specializare electronică automatizări. Este o sală unde vor avea orele de laborator, o sală care va fi de asemenea dotată. Suntem în prim proces de punere în funcțiune a tuturor echipamentelor, pentru că fiecare sală de clasă, fiecare sală de laborator sau fiecare sală de atelier este dotată cu o aparatură specifică. Cu table inteligente, cu tablete grafice, cu tot ceea ce le trebuie colegilor noștri profesori pentru orele de laborator și ateliere, cu televizoare smart, videoproiectoare, adică nu vedem doar partea de mobilier, ci și toate dotările care au fost achiziționate în cadrul acestui proiect. Cum spuneam, dotări de aproape 8.800.000 de lei importante, dar iată necesare pentru activitate de înalt nivel și asta e necesar, că știm că de la an la an vedem că rezultatele dumneavoastră sunt foarte bune, atât în ceea ce înseamnă promovarea la nivel superior al copiilor în universități și de aceea trebuie să ținem ștacheta sus. Așa cum a spus dumneavoastră, domnul primar, într-adevăr rezultatele noastre sunt remarcabile, nivelul de promovabilitate este un extraordinar de ridicat, nivelul de inserție a elevilor noștri în mediul universitar este de asemenea unul foarte ridicat și participarea noastră la olimpiadele naționale aduc rezultate foarte bune la nivelul județului nostru. Deci meritați! Și nici nu vreau să vă spun de acum încolo, cu toată această dotare și cu toată tehnica necesară desfășurării orilor de laborator și de așa atelier, este. Cu siguranță rezultatele noastre vor fi din ce în ce mai bune. Să mergem mai departe atunci, să vedem. Sigur că da. Ne îndreptăm spre o altă sală de laborator. Da, foarte frumos totul. Nou și toaletele modernizate din acest etaj, foarte frumos. Sigur, grupurile sanitare pentru fete și pentru băieți. Intrăm într-o sală unde se vor desfășura orele de atelier la specializarea electrotehnică. Aici vor fi orele de atelier cu prize pentru toate aparatele care vor fi puse în funcțiune în zilele imediat următoare. Observăm ce diferență între ergonomia și modelul actual și modul cum arată față de ce aveam în o etapă anterioară, chiar foarte frumos. Într-adevăr, așa cum se poate vedea cu ochiul liber, este o cu totul altă imagine. Cred că imaginea corpului de atelier alături de sala de sport, alături de corpul B, face în acest moment din unitatea școlară a dumneavoastră una din cele mai moderne din municipiul nostru. De aceea cred că de acum ne rămâne să ne urăm succes în activitate și sperăm ca noul an să fie unul de bun augur și cu rezultate din ce în ce mai bune. Vă mulțumim și cred că fără falsă modestie aș putea spune că din punctul meu de vedere este una dintre cele mai noi și dotate la standarde actuale ca unitate de învățământ din județul Neamț, numai din municipiul Roman. Așa este. Iată că acestea sunt câteva obiective care deja s-au modernizat și vor intra în circuitul educațional, vor putea beneficia copiii de aceste investiții, dar ne vom întâlni și vom vedea și alte lucrări care sunt în acest moment în derulare în municipiul nostru. Vorbim de viitoarea creșă, vorbim de alte unități școlare care vor fi modernizate, de grădinița 5, de grădinița 3, vorbim de școala Mihai Eminescu, dar toate acestea le vom vedea sigur împreună într-o altă etapă. Succes, domnule director! Mulțumesc, domnule primar! Vă mulțumim pentru tot sprijinul și pentru faptul că ați garantat celor aproximativ 900 de elevi și colegilor mei cadre didactice un spațiu în care să ne desfășurăm actul educațional la un nivel cu mare drag. Succes!